Târgul de toamnă de la Băița, un eveniment dedicat producătorilor locali și crescătorilor de animale din această parte a județului, a adus la oaltă mii de participanți. Toți au fost curioși să admire cele mai frumoase animale ale crescătorilor din țara Zarandului, dar și să guste din bunătățile culinare pregătite cu măiestrie la ceaune. De la un an la altul, acest eveniment are o tot mai mare importanță, iar dovadă a fost numărul mare de standuri cu fructe și legume de toamnă, conserve și dulcețuri, brânzeturi, mezeluri, artizanat, dar și frumoasele exemplare de animale din expoziția cu vânzare. Această a șasea ediție a târgului de toamnă a crescătorilor de animale din comuna Băița, sigur că de la an la an crește atât numărul fermierilor și a producătorilor care vin în expoziție cu animale, cât și numărul participanților. Ați văzut și noastră cât de multă lume este la această oră. Am inițiat și acum mulți ani în urmă, în 2015, acest târg, datorită unui fapt, așa să spun, fiind într-o vizită la un târg în altă comună din județ, am văzut că cel puțin 20 de participanți acolo erau din comuna Băița. Și atunci am zis, zice, să nu ne facem noi un târg al nostru, să ne prezentăm noi comunei Băița ceea ce suntem în stare să facem și ceea ce avem. Și a reușit să facă aceste lucruri și să îi sprijine pe producătorii locali, dar și pe crescătorii de animale din comună. Cu ce ocazie la târgul de la Băița? Cu animale la expoziție, berbeci și oi și berbeci. Noi suntem printre cei cu 50, printre puțini. În funcție și de terenuri, de zonă, de posibilități, fiecare cum o mare oameni cu care să se descurce. Niște oi bucălăi prezint și eu la expoziție, de 2-3 miei, cea mai bătrână de 3 miei, și prezint ca să prezint și eu comuna Băița, să vadă că sunt crescător de animale, de oi. Nu am multe, să știi, nu am multe, dar le țin din pasiune, le țin din dragoste, că mi-s dragi și de 30 și ceva de ani sunt tot cu oi. Cei prezenți au gustat din toate bunătățile pregătite cu mare măiestrie de către oamenii locului. Astăzi am venit aici la prietenul meu, la domnul primar Diniș, un om deosebit, care îl felicit pentru organizarea în fiecare acestui târg. Un târg deosebit în care toți producătorii pot să vină să-și expună ce au de vânzare, cumpărătorii au ce alege, atâta marfă frumoasă, atâtea animale frumoase și, de ce nu, un spectacol deosebit oferit în cinstea celor care vin aici. Cred că așa ceva fiecare comună ar trebui să facă. La 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 la